Unul dintre cei mai prolifici jucători ai echipei Chindia Târgoviște din sezonul trecut rămâne la echipă pentru încă cel puțin un sezon. Atacantul Antezivcovic a acceptat prelungirea contractului cu AFC Chindia Târgoviște și va rămâne încă un an în tricoul roș-albastru în eventualitatea promovării în Liga I, contractul prelungindu-se automat cu încă un an. În prezent, echipa dâmbovițeană are un lot de 13 jucători cu contracte valabile pentru cel puțin încă un sezon. În plus, clubul face negocieri cu mai mulți și un staff tehnic pentru a întări echipa.